Bună ziua! Astăzi vorbim despre cum vom face un blog. Un blog gratuit. Dacă vreți să vă cumpărați și domeniul, puteți să vă cumpărați și domeniul după ce vă faceți blogul. Intrăm aici la blogger, da, blogger.com, adică la Google, e gratis. Da? Creăm un blog unic și frumos. Uitați aici, culinar, depinde de pasiunea care aveți, aventurile familiei voastre, tehnologie și așa mai departe. Pentru început, trebuie să ne conectăm. Sus, în dreapta aici, dăm pe conectare. Ca să ne conectăm, trebuie să avem o adresă de e-mail, pentru început. Titlul blogului. Cum să-l punem? Ia să vedem. Pasiunea mea și a ta. Merge? Să vedem. Pasiunea mea și a ta. Adresa. Adică adresa URL. Scriem aici. Pasiunea mea și a ta. Ca să găsiți adresa, adică numele, să vă dea voie, da? Trebuie să gândiți sau să găsiți o adresă care să fie liberă. La mine a fost adresa mea și a ta. De-aia am și pus așa ca să îmi fie mai ușor să pot să-l fac. Dăm click pe următorul, aici în dreapta jos, da? Numele afișat, ia să vedem. Pasiune mea și a ta. Ok, uitați aici. Pasiunea mea și a ta, da? Dăm jos în dreapta finalizat, îi dăm pe finalizat. Conform pentru COVID, mama măsii. Îi dăm aici așa, nu există postări. Ok. Aici sunt statisticile, da? În cazul în care după ce ați postat, uitați, vă arată aici frumos. Comentarii, câștiguri, da, se poate și câștiga, dar depinde de nișă. Da? Pagini, aspect, temă. Ia să vedem, dăm la teme. Vreți să vă faceți un vlog mai frumos, uitați-l pe care este al nostru sau al dumneavoastră, cum s-ar zice, ca să vă faceți o idee. Avem aici o grămadă de teme care ni le arată, da? Cel de casă, sono, light, adică mai ușor, pentru machiaj, pentru rețete și așa mai departe. Mergem și le vizionăm pe toate și vedem care ne este mai ușor, da? Și care ne convine nouă cel mai mult și ne place cel mai mult. Esențial, simple blog, simple blog și așa mai departe. Pentru început să-l alegem pe acesta. Da sau nu? Nu. Îl alegem pe ăsta. Portocaliu. Ok, ia să vedem ce zice. Aici avem aplicați, da? Și personalizați. I-am dat pe aplicați. Este posibil ca unele gadgeturi să devină vizibile. Ok. Da? Tema nouă a fost aplicată. Uitați aici frumos. Și acum îi dăm pe personalizați. Să vedem ce putem face noi ca să personalizăm blogul nostru. Păi pentru început nu avem nicio postare, dar haideți să facem, poate reușim să facem o postare, ca să vedem și ăsta cum îi zice. Scriem ceva aici, postări, da? Nu există nicio postare. Jos aici, în dreapta unde este plusul, spune, creați o postare. Pentru început, avem aici un titlu, da? Despre pasiunea noastră, nu știu.
scriem ceva. Pasiune me de la munte. Pasiune mea de la munte, da? Aici frumos. Să vedem. Și aici începem să scriem. Am fost pe munte. Da, pe munte. Așa. În Făgăraș. Pe Bucegi. Pe Transalpina. ETC, ETC. Ok. Acum, ca să putem să postăm, da? Dacă vreți să adăugați și o etichetă aici, că este vorba de munte, da? Drumeții și alte minuții, puteți să adăugați o etichetă munte. Asta e pasiunea, cum s-ar zice, da? Aici îi dăm pe salvați, dacă vrei să previzualizezi. Și acum o publicăm, da? O publicăm. Deci publicați postarea. Astfel veți publica postarea pe blog. Da? Ori anulăm, ori confirmăm. Dăm pe confirmați, da? Și se postează. Și ca să vedem și blogul nostru cum arată, uitați-l aici, frumușel, da? Afișați-vă blogul, da? Uitați acolo. Și așa arată blogul nostru. Aici este căsuța de căutare, pagina de pornire, dar trebuie să le optimizăm un pic, adică să le așezăm cum trebuie. Intrăm la temă, da? Și aici, asta este tema noastră, dăm pe personalizăm. Și intrăm aici din nou. Și vom face în felul următor. Ajustați lățimile. Teme, ia să vedem, teme. Da, fundal. Fundalul poate să fie și cu verde, și cu portocaliu, și cu mamă. Eu am ales verde, să vedem. Ajustați lățimile, tot blogul, da, 960. Și bara din dreapta, de navigare, 310 pixeli. Acum dăm pe aspect. Aspect. Eu, în general, prefer aspectul ăsta. Aici. Și în stânga și în dreapta, să aibă pe laterale. După aceea, mergem iară la ajustați lățimile. Și dăm, deci, după cum vedeți, se și lățește, da? Ia uitați-vă, îl strângem. Da? După cum vrem și îl și lățim. Cel mai bine e să fie exact cât este ecranul laptopului sau al calculatorului. Nici mai mare, nici mai mic. Hai, îl dăm la 1000 ca să fie mai bine. Uitați-vă și la noastră. Este aproape de 1000. Bara de navigare trebuie să fie obligatoriu la 350, da? 360, 350. Deci și stânga și dreapta 350. Iar aici mai mărim, că văd că este aproape exact cât ea, da? Și ajungem la 1300. Deci cea de mijloc este la 1300. Mergem la dăm pe avansați. Avansat, da? Și aici avem culoarea fundal. Ok, culoarea pentru fundal. Culoarea textului. Culoarea textului îi dăm pe negru, ca să putem scrie cu negru să se vadă ok. Întotdeauna scriem cu negru. Vrei să faci, să facem asta cum e scrisul mai mare? Îi dăm aici, da? Îi dăm pe 16 și bifăm cu ăsta ca să fie și mai gros, să se vadă și mai bine. Mergem la următorul, linkuri. Linkurile
Este cel cu pasiunea mea. Culoarea linkului este cel verde. Păi nu, îi dăm cu albastru, că în albastru sunt în general linkurile, culoarea pentru linkurile vizitate. Îi dăm pe roșu ca să facem o diferență, culoarea la trecere cu mouse-ul. Asta așa. După aia, titlul blog, pasiunea mea, adică să-i punem o culoare, dacă vreți, am văzut cu roșu. S-a schimbat deja în roșu, uitați-l aici, da, este titlul, descriere blog, dacă vreți să-i bagi o descriere și test în file, în cazul în care ai mai multe pagini, asta înseamnă test în file, da, culoarea textului, culoare selectată. Fundal de file, ia să vedem. Culoare pentru fundal, transparentă. Păi alegem un verde, să vedem. Culoarea selectată este tot verde și culoarea pentru chenar tot verde ca să nu se mai vadă totul așa. Antet pentru date. Cred că sunt etichetele. Culoarea textului e alb. Wow, păi de ce alb? Îi dăm pe negru, ca să fie mai... Culoarea pentru chenar, îi băgăm un roșu. Mai tragem aici, să vedem despre ce e vorba. Titlul postării. Aici, unde scrie pasiunea mea de la munte. Îi dăm pe un albastru, titlul postării, da? S-a schimbat în albastru. Fundalul postării e aici, jos, mă scuzați, partea de jos este fundalul. Fundalul este alb, îi dăm tot pe verde ca să fie exact cum este și fundalul, da? Fundalul restului de blog, culoarea pentru chenar, culoarea pentru cadru, ok. Titlul obiectului gadget, cam astea sunt, arhivă blog, culoarea textului negru. Putem să schimbăm și în roșu? Da, se schimbă și roșu și portocaliu, dar cel mai bun e negru. Și aici sunt multe altele pe care puteți să le faceți, da? Asta este pagina de pornire. Și acum că am schimbat unele chestii din setări, acum îi dăm pe aici sus aplicat șablon. Aplicăm șablon, da? Uitați-l cum era înainte. Și acum îi dăm un refresh la pagină, sus aici, să vedem dacă se schimbă ceva. Da, s-a schimbat. Verde, asta cum e ce culoare, da? Priviți când ajung în dreptul lui cu mouse-ul, se schimbă și culoarea și așa mai departe. Asta e ok. Marți, două. Intrăm, acum iară, mergem înapoi la blogger, da? Am dat înapoi la blogger. Și vedem ce putem face cu aspectul. Intrăm la aspect. Așa. Bine, nu avem nici multe postări din cauza asta. Aici este nav bar, adică cel cu căutarea. Aici, căsuța de căutare. Antet, pasiunea mea. Da. Și aici sunt gadgeturile care sunt pe asta, cum zice, raport de abuz. Raport de abuz, edităm, dăm pe el, să vedem dacă putem să-l eliminăm, eliminare, ok, etichete, da, aici sunt etichete, poți să bagi etichetele după cum dorești, toate etichetele, etichete selectate, alfabetic, după frecvență, afișați numărul de postări din fiecare etichetă și așa mai departe. Arhivă blog, da, arhiva blog în cazul în care ai scris ceva și să-ți arate ori pe luna respectivă și pe an, pe zile, pe cât este în setări aici, ia să vedem. Uitați, ierarhie, listă finală, meniu autoderulant, după cum priviți, lunar, săptămânal, zilnic și așa mai departe. Mare greutate nu e, doar că trebuie să intri un pic în el. Faceți căutări pe acest blog. Follow, be email, pagini și așa mai departe, pagini. Astea putem să, cred că să le eliminăm. Le eliminăm, uitați aici.
le eliminăm și cu asta basta. AdSense, în cazul în care vrei să câștigi niște bani, trebuie să scrii zilnic cam 2-3 postări, sau măcar la 2-3 zile să scrii o postare, dar mai lungă, undeva la minim 500 de cuvinte, da? Dăm pe eliminare și uitați-vă cum putem să facem. Deci am luat ăsta de aici, țineți cu degetul apăsat pe mouse, da? Pe click și aducem aici, băgăm aici. După ce am despre mine profilul, le facem mutări, dar vă arată așa cum se poate face mutările în stânga, în dreapta. Dacă nu vă convine pe stânga, puteți să faceți pe dreapta. Și după ce am făcut toate mutările astea, îi dăm aici pe salvați, după cum vedeți, dăm click normal, salvăm, se salvează, da? Uitați-vă aici, scrie, se salvează acum. Și îi dăm pe afișați blogul. Ăsta este blogul, da? Uitați aici adresa. Asta este adresa, pasiunea mea, blogspot.com. În cazul în care doriți ca să vă cumpărați și un domeniu, vă costă. Și depinde de multe alte minunății la domeniu. De nișă, și trebuie să scrii aproape zilnic. Spor la treabă vă doresc!